Vă salut, stimați telespectatori! Ce avem noi pe aici? Băi, căutând niște motocoase, pentru că am fost întrebat că acum începe sezonul lor și încep să fiu întrebat de către voi ce să iau și tot așa. Mi-au sărit în ochi astea motocoase de la Holzforma. Sunt două modele la ăștia de la Rocco, FF 85 și FF 250. Hai să o luăm pe prima. FF 85. Să ne uităm. Na, mare lucru. Nu putem vedea. Vedem un mâner schimbat, niște chestioare, dar în mare vă dați și voi seama că e motocoasă chinezească. Asta e clar. Nu știu la ce calitate este și cum. Dar haide să închidem asta și să vedem la specificații ce spune. Capacitate cilindrică 25 de centimetri cubi. Greutate 5,3. Ușurică și lungimea la totală 180 de centimetri, rezervorul de 0,5 litri, producătorul Holzforma. Nu știu dacă e echivalent cu ceva anume, nu scrie, deci nu e replică de nu știu ce. Doar atât ne spune, greutatea și puterea 0,95 are așa, adică eu 1,3 cai putere, cam așa pe acolo, până în 1,5. Cădem pe detalii, iarăși nimic. Bă, da, deci cam asta ar fi ea. Așa arată. Chiar aștept și părerile voastre. Probabil se, nici nu știu cum se livrează așa, la kit dezmembrat. Probabil, așa pare. Ia să citim în detalii totuși. Motocoasa se livrează cu toate accesoriile din imagini. Adică deci vine cu tot, cu tijă, cu tot. Bun, hai să vedem pe cealaltă, FF250. Asta e 869 și asta altă e 950. Dăm click pe ea să o vedem așa în ansamblu. Ce să spun? În afară de mici schimbări pe aici, pe acolo, nu sunt mare lucru. Văd o pompiță de amorsare aici sus. Și un șoc în partea asta alaltă. La FF. Ăsta. 120 în imagine, 250 scrie acolo. Nu știu. Discul și pachetul de accesorii. Păcat că nu pot să mărez mai mult imaginea ca să vedem cam care e treaba. Dar mă rog, cam asta e. Hai să vedem și specificațiile tehnice. Așa, FF250, 40 de centimetri cub, putere 1,6 kW, asta e bine, 2 cai jumătate, greutate 6,3 kg, lungime 1,80 m, capacitate 0,64 la rezervor. Deci cam astea ar fi. Ce să spun? Par mai ușoare decât chinezeștile ordinare pe care le știm noi toți. Și
Cam atât. Eu, în mod clar, dacă voi știți mai multe detalii despre ele, le-ați utilizat, le-ați testat, spuneți în comentarii, vă rog frumos. Eu nu o să cumpăr ca să testez, pentru că prețul mi se pare destul de mare. Nu știu, poate ori fi bune, nu neg, dar nu o să iau doar ca să testez, n-am de ce. Trebuiau să-i pun și un scut aici sub rezervor, uite acum mă observ. Da, na. Bun. Cam asta am vrut să vă spun despre motocoasele acestea. Dacă aveți detalii despre ele, spuneți-mi, lăsați-mi și mie părerea voastră și să ne reauzim cu bine. V-am salutat. Pa, pa!